Salutare tuturor și bine v-am regăsit la mine pe canal. După trista veste de săptămâna trecută, odată cu marea pierdere a lui Diego Armando Maradona, m-am gândit ca astăzi, în semn de respect, să ne reamintim de toți marii fotbaliști care au plecat de pe acest pământ și au reprezentat ceva important în fotbalul mondial sau poate chiar în fotbalul din România. Și la fel ca în episodul trecut, nu vreau să conteze numărul de like-uri sau de abonați, vreau doar să ne gândim la momentele frumoase pe care acești fotbaliști ni l-au oferit în carierele lor. Și primul jucător din acest episod este Ferenc Puskás, unul dintre cei mai buni atacanți ai lumii. Poate mulți dintre voi știți deja asta, dar în fiecare an se oferă un trofeu pentru cel mai frumos gol al anului, iar acest trofeu este numit după acest atacant Puskás și totodată vorbim despre noul icon din FIFA 21, care i-a încântat pe părinții sau pe bunicii noștri cu golurile lui spectaculoase și cu șuturile lui de mare clasă. José Antonio Reyes, fostul mare fotbalist al celor de la Sevilla, Arsenal Londra, Atletico Madrid și chiar și Real Madrid, a jucat un sezon împrumutat și pentru ei, a decedat mult prea devreme, la vârsta de 35 de ani, într-un accident cumplit de mașină, se deplasa împreună cu cei doi verișori ai săi spre Sevilla și din cauza vitezei mult prea mari, 220 de km la oră, el a pierdut controlul mașinii și, făcând o mică paranteză, vă sfătuiesc și pe voi băieți, cei care aveți permis sau poate urmează să aveți, să nu exagerați niciodată cu viteza, pentru că nu va aduce absolut niciun beneficiu. Trecem mai departe și vorbim despre o pierdere relativ recentă. Tiote, fostul jucător al celor de la Newcastle de origine ivoriană, a decedat în timpul unui antrenament, se afla în China, la Beijing, împreună cu echipa și el a suferit un stop cardiac, decedând la vârsta de 30 de ani. Eusebio, Cristiano Ronaldo al anilor 1950-1980, unul dintre cei mai buni atacanți pe care a avut Portugalia, legenda celor de la Benfica Lisabona, pentru care a marcat nici mai mult, nici mai puțin decât 473 de goluri, va rămâne și el în inimile noastre și ne bucurăm astăzi de el în jocul FIFA. Știm foarte bine că este unul dintre cei mai buni jucători și din FIFA. El s-a născut în anul 1942 într-un mic orășel de la malul mării numit Maputo și a decedat la vârsta de 71 de ani în anul 2014. 6 mai 2016 va rămâne o zi dramatică pentru fotbalul românesc și nu numai. La meciul dintre Dinamo București și Viitorul Constanța, Patrick Ekeng a suferit un infarct și s-a prăbușit pe teren, el fiind transportat de urgență la Spitalul Floreasca, însă medicii nu au reușit să-l mai resusciteze, el din păcate pierzându-și viața mult prea devreme și el va rămâne pentru totdeauna atât în inimile fanilor celor de la Dinamo București, cât și în inimile tuturor iubitorilor de fotbal. Următorul jucător despre care vom vorbi este Carlos Alberto, unul dintre cei mai buni fundași pe care a avut Brazilia în toate timpurile, alături de Cafu și mulți alții. El și-a petrecut majoritatea carierei în țara lui natală și haideți să recunoaștem că mulți dintre noi îl știm din jocul FIFA, pentru că nu l-am apucat în viața reală. Capita, așa cum îi mai spunem noi, s-a stins din viață în anul 2016, la vârsta de 72 de ani. Fanii celor de la Manchester United și nu numai, sunt sigur că vă amintiți de acest jucător legendar, George Best, sau micuțul din Belfast, așa cum i se mai spunea lui. Se zicea că el nu putea fi prins, avea o viteză uimitoare, dar din păcate, spre finalul vieții, el a tot avut probleme, atât cu poliția, cât și cu alcoolul, și se pare că excesul de alcool nu i-a făcut deloc bine și el a decedat în Londra la vârsta de 59 de ani. Lista legendelor stinse din viață continuă cu Johan Cruyff, un super jucător al celor de la Ajax Amsterdam, Barcelona și Feyenoord. Cei de la FC Barcelona au construit chiar și o cameră specială în incinta stadionului Camp Nou, care îi se dedică acestui mare fotbalist, un jucător care a marcat nici mai mult, nici mai puțin de 410 goluri în cariera lui și a jucat pe poziția de mijlocaș ofensiv. Și la fel ca și la celelalte legende, astăzi ne amintim de acest super fotbalist în jocul FIFA prin acest card de 94 al lui Johan Cruyff. Davide Astori, fostul fundaș al celor de la AC Milan, AS Roma și Fiorentina și totodată al naționalei Italiei, s-a stins din viață din cauza unui stop cardiac. Înainte de meciul dintre Udinese și Fiorentina, Davide Astori se afla în camera lui de hotel când s-a întâmplat această tragedie și va rămâne în amintirea tuturor ca fiind unul dintre cei mai buni fundași italieni din ultimii 10 ani. 2020 a fost un an cu multe momente triste,
Christopher Orie, fratele fundașului celor de la Tottenham Hotspur, Sergio Orie, a fost împușcat mortal în urma unui conflict din cauza iubitei sale și această poveste tristă se încheie, din păcate, cu decesul acestui tânăr fotbalist în vârstă de 26 de ani. Un an în urmă, lumea fotbalului a fost dărâmată odată cu decesul lui Emiliano Sala, care a făcut un sezon foarte bun pentru cei de la Nantes în anul 2018-2019 și a fost dorit insistent de cei de la Cardiff. Acest transfer a fost acceptat până la urmă de cei de la Nantes și în drumul lui spre Cardiff, Emiliano Sala a fost implicat într-un accident mortal aviatic și a decedat la vârsta de 28 de ani. Lista tristă din acest episod continuă cu un alt mare jucător brazilian cu nume de grec, Socrates, a reprezentat și el o bună parte din istoria Braziliei, jucând chiar și în Europa, la clubul Fiorentina, el fiind un fotbalist destul de masiv pentru poziția pe care o juca în teren, cea de mijlocaș ofensiv și având o înălțime de 1,92 m. Chiar dacă în FIFA nu este cel mai bun jucător, Bobby Moore a reprezentat o legendă pentru fotbalul englez, el jucând pentru echipele West Ham United și Fulham, dar performanțele cele mai mari el a reușit să le facă pentru echipa națională, reușind să câștige un trofeu european, iar în anul 1966, Bobby Moore, alături de naționala Angliei, a reușit să câștige Cupa Mondială. O altă poveste tristă din istoria fotbalului românesc este cea a lui Cătălin Hâldan, care s-a stins din viață în anul 2000 în timpul unui meci amical dintre Dinamo București și FC Oltenița. În minutul 74, el a decedat pe terenul de fotbal în urma unui stop cardiac și știm cu toții că actuala peluză a celor de la Dinamo București se numește Cătălin Hâldan, iar el a fost numit unicul capitan. Și acum vorbim despre o altă mare legendă a fotbalului brazilian. Este vorba despre Garrincha, despre care Marele Pele spunea că ar fi unul dintre cei mai buni jucători brazilieni. El și-a petrecut toată cariera în țara lui natală și dacă o să căutați câteva clipuri cu el de pe internet, o să vedeți ce spectacol făcea micul Garrincha pe teren. Nu prea conta înălțimea la el, avea o viteză extraordinară și putea dribla orice adversar. Robert Enche, un portar neamț cu o carieră impresionantă, a jucat la echipe precum Benfica, Barcelona, Hannover 96. Din păcate, această carieră s-a terminat mult prea repede pentru el, el punându-și capăt zilelor în anul 2009 din cauza unor probleme de familie. O altă tragedie din fotbalul german este cea a lui Malanda, un tânăr jucător belgian în vârstă de doar 20 de ani, care s-a stins din viață în anul 2015 în urma unui accident de mașină. Prea multe decese din cauza accidentelor și de aceea vă mai spun o dată să aveți mare grijă atunci când sunteți la volan. Lev Yashin, sau Păianjenul Negru, așa cum era el poreclit, este unul dintre puținii jucători pe care nu i-am prins în activitate. El a câștigat Balonul de Aur și a jucat doar pentru o singură echipă în toată cariera lui, Dinamo Moscova, timp de 20 de ani și a intrat în cartea recordurilor cu peste 150 de penaltiuri salvate și peste 300 de meciuri fără gol primit. O altă pierdere mare pentru fotbalul românesc este cea a lui Ilie Balaci, fostul mare jucător al celor de la Universitatea Craiova și Dinamo București. El și-a pierdut viața la vârsta de 62 de ani în anul 2018 și sperăm cu toții de ce nu că în viitor poate ne putem bucura de golurile marcate de mijlocașul ofensiv român și cei de la eSports poate îl vor adăuga în FIFA. Iosef Sural este un atacant ceh care s-a stins din viață în anul 2019 la vârsta de 28 de ani. El a jucat la echipe precum Spartak Praga, Slovan Liberec și în anul 2019 el s-a transferat în Turcia, un transfer care din păcate a dus la decesul său, el fiind implicat într-un accident mortal de mașină chiar în orașul pentru care juca, Alania. Ne apropiem de finalul acestui episod trist și nu puteam să nu vorbim despre una dintre cele mai mari pierderi din fotbalul românesc. Nicolae Dobrin este considerat de unii ca fiind cel mai mare fotbalist pe care l-a avut România. În orice caz, el, alături de Gică Hagi și Gică Popescu, sunt cei mai talentați și cei mai buni fotbaliști ai țării noastre. El a fost legenda celor de la FC Argeș, unde a reușit să marcheze peste 110 goluri. Și de ce nu să ne așteptăm ca în viitor să avem din partea lui un card icon. Și nu puteam să încheiem acest episod decât cu drama din urmă cu o săptămână, stingerea din viață a lui Diego Armando Maradona,
care ne-a șocat pe toți și înainte să punem punct acestui clip, aș vrea să existe un minut de tăcere în semn de respect pentru pierderea acestor mari fotbaliști.